Amin. Aș dori să deschidem Biblele împreună în a doua epistolă Sobornicească a lui Petru. Vom citi capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. Pagina Biblie 1196. Cuvântul Domnului ne spune astfel. Simon Petru Rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se, da, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar, socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o stenială, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște nu ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la, Dumnezeu, de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcâiește singură, căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm! Amin. Amin. Ocupați locurile. Mă bucur foarte mult că suntem împreună în această seară și putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și Aș vrea să vedeți cât de entuziasmat sunt în această seară. Aș vrea să vedeți, pentru că nu vreau să vedeți. Astăzi dimineață, astăzi dimineață la șapte jumate, aproape opt, am pornit din București cu mașina și am ajuns la șase fără un sfert acasă. Și mă gândeam cum o să mă prezint în seara aceasta. Însă mi-am adus aminte de Apostolul Pavel, care zicea că Harul lui Dumnezeu e făcut de în slăbiciune. Așa că slăbiciune o să vedeți în seara asta. Vă zic că există un mare entuziasm în inima mea, pentru că putem să fim împreună adunați în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și de foarte mult timp Mă gândeam la ce subiect să abordez în această perioadă, până către finalul anului, și prin întâlnirile săptămânale pe care le avem, ce am putea să învățăm. Și mi-am dat seama că e finalul anului, adică imediat vine 2024, și de obicei, când începe un an nou, ne stabilim anumite ținte și ne punem anumite dorințe și luăm anumite decizii. O să citim Biblia într-un an. O să ne rugăm în fiecare zi. O să avem părtășie. O să... și luăm anumite decizii care sunt bune pentru viața și pentru sufletul nostru. Însă, se întâmplă în multe cazuri ca aceste decizii să ne țină foarte puțin. Însă, acestea sunt niște obiceiuri bune pe care orice creștin trebuie să le aibă. Așa că. Vreau ca de data aceasta să începem cu obiceiurile spirituale un pic mai devreme, adică din această seară. Și ce sunt aceste obiceiuri? Pentru că poate noi, baptiștii, avem alergie la cuvânt tradiție și obicei. Însă obiceiurile despre care vreau să vorbesc în perioada următoare sunt lucrurile acelea, mijloacele prin care Dumnezeu, lucrează în viața noastră. Să zicem că e, vă e foarte sete și ați face orice ca să beți puțină apă și o să știți că la un moment dat o să vină ploaia și o să curgă apă și o să dați de apă. În momentul acela, ce ați dori să aveți cu voi? O sită sau o găleată? Dacă mor de sete și tot ceea ce acest dorești este să bei apă, îți iei cu tine găleata, pentru că atunci când va veni apa, atunci când va veni ploaia, tu să fii pregătit și să primești, să poți reține apa respectivă și să te bucuri de ea. Să zicem că ești sărac lipit pământului și ai auzit că există o comoară mare, plină de pietre prețioase, diamante, așa cum doar în desene animate vedeți. Și, și nu aveți nimic de mâncare, nu aveți cu ce să trăiți până mâine. Și știți că dacă deschideți ușa respectivă, acolo sunt toate comorile, dar mai știți că sunt unii oameni care sunt mineri și pot merge în mină și să sape luni și ani de zile și poate, poate o să găsească ceva la un moment dat. Ce ați alege? Să, vă, să, luați din comoara respectivă, să uh, luați și să o folosiți pentru nevoia voastră sau rup de foame, rup de oboseală, fără nicio resursă, să iei târnă copul și să zici hai că o să mai merg în cealaltă parte și o să sap, poate azi, poate mâine, poate peste 5 ani, o să găsesc cumva o pietricică. De ce am făcut referire la lucrurile acestea? Dumnezeu, pentru viața noastră de credință, ne-a oferit anumite instrumente, anumite mijloace, prin care El a zis că va lucra, prin care a promis binecuvântare. Noi nu știm când va veni binecuvântarea aia, când va curge Harul lui Dumnezeu, cum va curge, însă vrem că atunci când Dumnezeu își revarsă Harul și îndurarea Lui peste noi, noi să fim pregătiți. Noi nu, noi să nu fim cei care merg după apă cu sita, ci suntem cei care merg după apă cu găleata. Așadar, nu o să vă întreb care sunt gălețile spirituale din viața noastră, însă aș vrea să ne uităm în acest text, în această seară, și să vedem care sunt lucrurile pe care noi trebuie să le facem pentru a crește în viața de credință. Odată ce am ajuns la cunoștința adevărului și am fost mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, ce trebuie să facem mai departe până la sfârșit? Pentru că vedem în versetul 3 pe care l-am citit că Apostolul Petru ne amintește că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos și viața noastră să fie transformată, să fie schimbată. Acum ce facem ca să-L cunoaștem și mai mult și mai mult până în veșnicie? Cum? Cum ne trăim noi viața de oameni mântuiți? Prin ce modalități? Și aș zice în această seară că trebuie să ne întoarcem... La lucrurile de bază care duc la zidirea noastră. Pentru că, în versetul 8, după ce ni se spune, dați-vă și voi toate silințele, adică aveți de lucru în viața voastră de credință, trebuie să faceți anumite lucruri, zice în versetul 8, că dacă faceți lucrurile acestea, dacă aveți din beșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului Isus Hristos. Nici leneși, nici neroditori. Avem acest îndemn de a fi harnici în cunoașterea Lui Hristos. Dar cum suntem harnici? De asemenea, în versetul 10 zice, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. Veți rămâne aproape de Domnul, dacă întăriți lucrurile acestea, cum putem noi să întărim lucrurile care duc la zidirea noastră? Ce putem face noi prin harul lui Dumnezeu? Mijloacele practice, realiste și de dorit în viața noastră și în umblarea noastră cu Hristos. Care sunt acestea? M-am uitat în Faptele Apostolilor, capitolul 2. La prima predică oamenii au rămas străpuși la inimă și au zis, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat, veți primi darul Duhului Sfânt, veți primi făgăduința Tatălui. Și oamenii au făcut lucrul acesta și s-au adăugat aproape 3.000 de creștini. Ce făceau creștinii aceia? Dacă ne uităm în faptele apostolilor 2 cu 42, vedem că ei stăruiau în anumite lucruri. Ei stăruiau în Învățătura apostolilor în legătura frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Aș vrea să luăm lucrurile acestea pe rând și vom începe în seara aceasta cu învățătura apostolilor, cu studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Vedem că învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni, lucrurile acestea erau lucrurile pe care ei le făceau și erau lucruri practice prin care ei își arătau dragostea pentru Hristos și prin care umblau arături de Hristos. În ordinea în care au fost puse în Scriptură, în ordinea aceasta vreau să ne uităm și noi la ele. Sunt niște lucruri simple, cele despre care vreau să vă vorbesc, pentru care nu trebuie nici facultate, dacă e să mergem până acolo, nu trebuie nici măcar școală, nu trebuie să știi să scrii, nu trebuie să știi să citești, pentru că sunt atât de accesibile și la îndemână în ziua de azi, încât n-ai nevoie decât să trăiești. Dacă trăiești, poți asculta de cuvintele acestea și te poți pregăti pentru ca să poți primi harul lui Dumnezeu în inima ta și să crești în credință. Fiecare din lucrurile acestea pe care le-am. Văzut, le vom lua pe rând și la fiecare aș vrea să ne amintim de ce facem lucrul acesta, de ce trebuie să-l facem și după aceea, cum să-l facem? Dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, în trei rânduri, apostolul Petru vorbește despre faptul că lucrurile acestea nu, nu sunt noi, dar vrea să le amintească credincioșilor. În versetul 12. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Poate vă gândiți în seara asta ce nevoie mai am eu încă o dată să aud despre citirea Scripturii, despre importanța studierii Scripturii, pentru că știu lucrurile acestea de când eram tânăr. Una din marile binecuvântări pe care le avem noi, ca oameni, este uitarea. Și putem să o privim uneori ca, și ca o binecuvântare, pentru că de multe ori trecem prin momente grele, prin suferință, prin lucruri care ne dor atât de tare încât doar cu timpul se mai liniștesc și viața noastră poate să meargă mai departe. Însă, în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu uitarea este cel mai mare inamic. Și noi știm că uităm, fiecare din noi uităm. Dacă este cineva care nu uită, foarte bine, ceea ce zic eu de acum în continuare, nu mai e necesar, seară plăcută. Însă, dacă știți că uitați lucrurile acestea, atunci trebuie să luați aminte la îndemnul apostolului Petru, care spune în versetul 12, Voi fi gata totdeauna să vă aduc aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. În versetul 13, dar să o că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte. Versetul 15, îmi voi da o stenială, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Vă întreb, cum s-a gândit Petru că ei își vor aduce aminte de aceste lucruri după moartea lui? Cum? Prin epistolă. Oamenii după moartea lui vor citi ceea ce a scris el, vor citi cărțile sfinte, și își vor aduce aminte de lucrurile acestea și vor crește în credință prin lucrurile acestea. Și de aceea, cât timp a trăit, Pavel a căutat să-i pe credincioși, aducându-le aminte, din nou și din nou, repetând, repetând, repetând. Lucrurile pe care le-a văzut, le-a auzit și care sunt de folos pentru creștini. Așadar, de ce să studiem? Scriptura. Ne vom uita în această seară în principal la versetele 16 21 din pasajul pe care l-am citit. Câtă încredere aveți dumneavoastră în Sfânta Scriptură? Aveți cea mai mare încredere? Aveți o încredere mare? Sunteți gata să vă puneți viața la bătaie pentru apărarea Sfintei Scripturi? Sunteți gata să vă dați viața pentru Sfânta Scriptură? De ce să studiem Scriptura? Răspunsul simplu pe care aș vrea să-l dau în această seară este acesta, pentru că Scriptura este o temelie sigură. Scriptura este temelia sigură. Și uitându-ne în versetele 16 și următoarele, vedem că, de la început, Apostolul Petru nu vorbește, în primul rând, de Scriptura, ci vorbește despre un alt lucru. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru. Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Existau în perioada aceea persoane care încercau să-l prezinte pe Dumnezeu prin basme, prin povești, prin lucruri care sună foarte bine și de dorit, dar nu sunt adevărate. Apostolul Petru vine și spune, noi vi l-am prezentat pe Iisus Hristos ca niște martori care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Și în primul rând în această seară vreau să ne uităm la experiența aceasta, o experiență sigură de care a avut parte Apostolul Petru. Și vorbește în versetul 16 și în versetul 17 despre un eveniment măreț. Care este acest eveniment? Versetul 16 și 17. Căci el a primit de la Dumnezeu slavă și cinste atunci când, din Slava minunată, s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Care este evenimentul? Schimbarea la față. Petru a fost printre puținii care au avut parte de o experiență așa cum n-am avut parte niciunul dintre noi, de schimbarea la față. A fost poate, un, poate printre cele mai măreți evenimente pe care le-a trăit Apostolul Petru. Și să ne amintim puțin cum a arătat acest, această experiență. Gândiți-vă că Apostolul Petru era împreună cu Iacov și Ioan pe munte împreună cu Domnul Isus se ruga și la un moment dat fața lui a strălucit. A venit o strălucire cerească peste Domnul Isus Hristos, așa cum n-au văzut niciodată. Ei au căzut cu fețele la pământ, deja nu mai vedeau bine, erau uimiți de strălucirea aceea. Și dacă n-ar fi fost destulă strălucirea aceea din nimic, din neant, din cer, apar încă doi bărbați unul este Moise și unul este Ilie. Nu știu cum au ajuns ei la concluzie, probabil că din ceea ce vorbeau și-au dat seama că unul este marele pro, uh, marele dătător prin care a venit legea Moise și unul marele profet Ilie, care erau împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o experiență pe care o poți repeta de la anvon din nou și din nou. Și când ar fi să vorbești despre lucrurile care te-au marcat, ai putea să vorbești, fiind apostolul Petru, despre schimbarea la față. Că nu doar că l-ai văzut pe Domnul Isus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, plin de strălucire, ci ai văzut oameni din trecut, oameni despre care știi că au fost luat, uh, Moise a fost... În a murit și a fost îngropat de Dumnezeu, nimeni nu știe unde e mormântul, Ilie a fost luat cu un car de foc la cer și tu i-ai văzut, au venit în fața ta și puteai să vorbești cu ei și chiar vorbești cu Domnul Isus și îi spui, Doamne, ce bine e să fim aici, hai să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Cumva noi stăm și afară, dar e frumos aici. Și suntem uimiți și vrem să trăim în experiența aceasta, vrem să nu mai plecăm de aici. Avem o experiență cu Dumnezeu și vrem ca experiența aceea să fie pentru restul vieții noastre. Și dacă asta nu era de ajuns, sunt acoperiți de un nor. Și deja poți simți norul cu copiii, uneori când mai călătorim la drum, mai trecem așa prin munți și se văd norii mai aproape, mai sus, mai jos și chiar cum se vede cum am trece printr-un nor și iarăși dacă pomenesc desenele, te uiți la copii că le-ar plăcea să plutească pe un nor. Ei erau deja într-un nor. Petru și ceilalți apostoli împreună cu Domnul Isus erau într-un nor. Puteau să Vădă, puteau să simtă tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Poate că s-au și pișcat la un moment dat să vadă, măi, suntem treji sau dormim. O experiență minunată. Și dacă asta nu e de ajuns, pe lângă toate acestea se aude vocea lui Dumnezeu Tatăl, care spune, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De el, să ascultați. Îl ai pe Domnul Isus cu fața schimbată, îl ai pe Moise, pe Ilie, e acoperit de nor și vocea lui Dumnezeu Tatăl care vorbește. Cea mai măreață experiență pe care o poate avea un om. Și ce spune Petru aici? Cea mai măreață experiență e nimic în comparație cu Scriptura. Dacă ne uităm la poporul Israel, Vedem că ei au trecut prin multe semne și minuni, de la de când au fost luați din Egipt până au fost duși în țara promisă. Dumnezeu i-a purtat cu mâna Lui și au văzut minuni peste minuni. Au văzut urgiile pe care le-a trimis Dumnezeu peste egipteni. Au vă, au văzut mana din cer care s-a coborât și i-a hrănit zi de zi. În fiecare zi, de luni, de duminică până vineri când primeau o porție dublă, în fiecare zi aveau credință în Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu le va oferi hrana necesară. Au trecut prin experiențe pe care le puteau povesti copiilor, pe care le puteau povesti nepoților. Și știm ce s-a întâmplat cu generația aceea din poporul Israel. Minuni peste minuni și experiențe. Peste experiențe, unele mai tare ca altele, unele mai sigure ca altele. Puteai să pui mâna, să vezi, să simți. Și totuși au murit în pustie din cauza necredinței. Oameni care au avut cele mai mărețe experiențe. O experiență sigură vedem în versetul 16 și 17 și în versetul 18 ni se confirmă Noi înșine ne-am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele lui cel sfânt. Și după ce vorbește despre cea mai măreață experiență, vorbește Am avut o experiență sigură, dar există ceva mai tare. Există ceva mai sigur. Există ceva pe care voi vă veți putea baza, și când eu nu voi mai fi, să vă povestesc experiențele mele și ce am trăit cu Domnul Isus. Există ceva mai tare care, peste 2000 de ani, va fi citit și va avea o putere de a transforma inimile, de a transforma persoane și de a transforma vieți, făcându-le după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă cei care au trăit experiențele nu mai sunt, a rămas ceva și mai tare. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Mă gândeam la Apostolul Petru că, la zeci de ani distanță după acea experiență, o descrie atât de bine și e atât de întipărită în mintea lui și își amintește cu claritate cumva toate detaliile. Și e o experiență confirmată pentru că puteai să-l întrebi. Pe ian și ți-ar fi confirmat și el aceleași lucruri, pentru că Petru n-a fost singur acolo pe munte, împreună cu Domnul Isus. Și avem cuvântul profeției, care e și mai tare, care e mai tare decât tot ceea ce vezi, mai tare decât tot ceea ce simți, mai tare decât lucrurile extraordinare după care uneori umblăm, alteori ne gândim la ele și ne gândim, wow! Doar asta mi-ar mai trebui, doar asta-și mai vrea să văd. Însă noi avem ceva mai tare, ceva mai bun, ceva mai sigur. Un lucru care prin sinea lui e mai sigur. Ai ceva pe care ești 100% ancorat și e mai de încredere decât orice există pe acest pământ. Și ai cuvântul lui Dumnezeu care poate să-ți schimbe viața. Cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, poate să facă minuni de neînchipuit în viețile noastre. De ce să studiem Scriptura? Pentru că e o temelie sigură. Pentru că este cuvântul prorăciei făcut și mai tare. Biblia poate fi înțeleasă și poate fi înțeleasă de cei cu școală și de cei fără școală. Biblia poate fi studiată, Biblia poate fi comparată. Biblia poate fi analizată, disecată, întoarsă pe toate părțile. Poate fi Biblia este accesibilă și vorbește constant. Nu există un timp în care să nu poți să ai acces la cuvântul lui Dumnezeu. Nu există un timp să zici, uite, acum e două dimineața, dacă citesc din Biblie, nu o să înțeleg nimic. Poate că Duhul Domnului nu o să mă călăuzească așa târziu, în miez de noapte. Este accesibilă oricând și ne vorbește constant. Biblia nu are nevoie de alte mărturii. Când auzim unele mărturii, putem să le credem pe unele. Putem să ne îndoim de altele, putem să cerem confirmări, să încercăm să aflăm dacă au fost adevărate, însă Biblia a fost confirmată și nu mai are nevoie de alte mărturii. Nu se bazează pe noi, nu se bazează pe simțurile noastre, nu se bazează pe capacitățile noastre și poate fi verificată până la manuscrisele cele mai vechi. N-are nevoie de completări, n-are nevoie de adăugiri. De editări, e cuprinzătoare. Biblia este adevărul, este cuvântul lui Dumnezeu, prezervat de Dumnezeu. Biblia nu te înșală, nu te duce cu zahărelul, Biblia nu se contrazice, Biblia nu-ți dă sfaturi proaste. Eu pot să-ți dau, eu pot să-ți dau. Însă, Biblia, când citești din Biblie, găsești sfaturi utile pentru viața ta. Biblia nu are nevoie de actualizări. Au trecut 2000 de ani de la ultimele cărți, aproape 2000 de ani de la ultimele cărți pe care le găsim în Sfânta Scriptură, și acestea nu au nevoie de actualizări pentru vremea noastră, pentru că nevoia omului și după 2000 de ani a rămas aceeași. Biblia îți spune adevărul și numai adevărul. Nimic altceva decât Adevărul. Biblia este cartea prin care înveți, prin care ești mustrat, prin care ești îndreptat, prin care ți se schimbă inima. Biblia este cartea pe care dacă o citești, dorințele tale pot fi schimbate, voința ta poate fi schimbată. La un moment dat s-au făcut niște studii, acum vreo 2-3 ani, în Statele Unite, cât de des citește lumea din Scriptură și ce impact are cititul acesta asupra vieților. Și concluziile au fost interesante. Se spune că dacă citești o dată sau de două ori pe săptămână, nu există aproape nicio schimbare în viața celui care o citește. Lucrul acesta m-a pus pe gânduri, pentru că dacă noi citim Scriptura și ascultăm din Scriptură duminica și vinerea și acasă de loc, dacă o să vă urmăriți viața pe termen lung, s-ar putea să ajungem la aceeași concluzie. Citită ocazional, aproape nicio schimbare. Și o citești așa din când în când și zici, măi, nu se întâmplă nimic. Nici nu se leagă de mine. Au fost întrebați și oameni care citesc de 3, 4, 6 ori în fiecare zi din Scriptură, și s-a văzut la ei dorința de a împărtăși ceea ce cred. Și am văzut și la mine lucrul acesta. Dacă n-am fost consecvent în citirea și în studierea Scripturii. Foarte greu mi-a fost să vorbesc despre ea. Nu să vorbesc în biserică, că aici suntem cumva toți noi ai noștri și ne cunoaștem și vorbim din Scriptură. Dar să vorbești cu altcineva care nu cunoaște Scriptura, cu un om din lume, e foarte greu dacă nu ai obiceiul acesta de a studia Scriptura, de a citi din ea cât mai mult, cât mai des. Știu că unii își doresc ca Dumnezeu să le vorbească în diverse moduri și chipuri și Dumnezeu vorbește în tot felul de moduri și în chipuri, și în tot felul de chipuri. Însă există acest instrument, acest cuvânt lăsat de Dumnezeu prin care Dumnezeu promite și ne-a promis că ne va vorbi. Biblia ne spune de multe ori să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră și pe ceea ce simțim și pe ceea ce credem, ci să rămânem ancorați tare în Scriptură, să rămânem ancorați în credință. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Am văzut, există o experiență sigură, o experiență foarte tare, dar există cuvântul lui Dumnezeu care este și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Scriptura este comparată cu o lumină, o lumină sigură. Noi trebuie să ne concentrăm viața noastră uitându-ne după lumina Evangheliei. Este o singură lumină, altfel te împiedici în întuneric. Și luând așa comparativ, dacă noi credem că scriptura este dată de Dumnezeu și prin ea găsim lumină de la Dumnezeu, atunci, dacă punem ceva, orice altceva și adăugăm la această carte, deja mergem pe un alt drum. Ce se întâmplă dacă la Biblie o adaugi pe Ellen White și spiritul profetic? Unde ajungem? La adventiști. la adventiști. Ce se întâmplă dacă pe lângă Biblie adaugi Acum tot îmi apar reclame pe Facebook la cartea lui Mormon? Se pare că au biserică și în București și au început să fie tocmai activi în România. Ajungi la mormoni. Ce se întâmplă dacă la Biblie, la scriptură, adaugi și Revelația primită de Mahomed? Ajungi la Islam. Ce se întâmplă dacă la Biblie adaugi? învățăturile publicate de turnul de veche. Noi ne bazăm pe Biblie și noi ne adunăm aici și noi credem că credința pe care am înțeles-o este cea mai apropiată de ceea ce Biblia vrea să ne transmită. Dacă noi nu credem din toată inima lucrul acesta, atunci trebuie să mergem unde credem că există credința cea mai apropiată de Sfintele Scripturii. Însă noi, pe lângă Scriptură, nu avem ce să vorbim. Nu trebuie să avem ce să vorbim. Nu trebuie să avem altă autoritate în viața noastră. Scriptura este singura autoritate pentru viața și pentru credința noastră. Este o lumină, o lumină sigură și lumina aceasta aduce claritate și dacă e o lumină, orice nu-i conform cu Scriptura, trebuie aruncat, trebuie dat la o parte. Orice carte care ar încerca să ne învețe adevărul lui Dumnezeu, dar să sucească într-un fel sau altul Scriptura, trebuie date la o parte. Pentru că Scriptura este o lumină tare. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Nu știu după câte lucruri ne putem ghida în această viață în afară de Scriptură. Dacă nu ne ghidăm după Scriptură și după uh, Duhul Sfânt care ne călăuzește prin Scriptură, nu ajungem nicăieri. Fiindcă, mai întâi de toate, ni se spune în ultimele două versete, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură știind mai înainte de toate. Ceea ce urmează în aceste două versete este foarte important. Este lucru pe care trebuie să-l știm înainte de toate. Nicio o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Acum, cuvântul tradus prin tâlcuire se referă la faptul că nicio prorocie nu vine prin propria interpretare. Și vorbește mai degrabă de originea prorociei. Prorocia din Scriptură nu își are originea în ea însăși, în cuvintele acestea. De asemenea, în versetul 21 ni se aduce un pic mai multă claritate, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Prorociile nu s-au născut de la sine. Oamenii n-au vorbit, n-au adus prorocii prin voia lor. Ei nu s-au gândit, măi, poporul ăsta, nu știu ce să mai fac cu el, ia să mă străduiesc, să scriu acolo ceva, poate Poate îi mișc prin ceea ce îi scriu, prin ceea. Hai să mă gândesc la ceva în seara asta, în noaptea asta, și să scriu acolo niște cuvinte. Nu. Nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Și mi-aduc aminte de Iona, care a primit niște cuvinte de la Dumnezeu. Și care a fost reacția lui Iona? A fugit în cealaltă parte. Doamne, tu îmi zici să zic asta? Păi ferească-mă Dumnezeu să fac asta. O să fug, o să fug departe de fața ta. Ca să, ca să nu vină aceste cuvinte. Ca să nu dau aceste cuvinte mai departe. Unele prorocii n-au fost aduse prin voia omului, ci au fost aduse folosindu-se Dumnezeu împotriva voii primare a omului. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și Ieremia zicea, Doamne, eu sunt doar, doar un copil. Nu, Tu vei spune, așa vorbește Domnul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Moise și Dumnezeu i s-a arătat și l-a trimis și Moise a zis, nu, trimite, Doamne, pe cine vei vrea Tu? Și îți dau și motive pentru care să nu mă trimiți. Nu. Tu vei merge. Tu vei vorbi. Te va ajuta, Aron, dar voia mea se va face. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Și ne uităm aici. De ce studiem Scriptura? Pentru că are o origine sigură. Și originea nu se află la noi, la oameni. Pentru că, așa cum am văzut, sunt oameni care au vrut să nu ajungă aceste cuvinte, să nu ajungă la împlinirea lor, să nu fie scrise aceste cuvinte. Îmi aduc aminte de sulul scris de Ieremia, în care erau toate profețiile Domnului și împăratul de atunci le-a citit și, când a citit toate cuvintele, l-a aruncat pe foc. Că dacă arde, gata, am scăpat de tot ceea ce scrie acolo. Și zice domnul Ieremia: Hai, mai scrie o dată. Mai scrie o dată tot ceea ce ți-am zis. Cuvântul Domnului n-a venit din voia noastră. Cuvântul Domnului nu vine din interpretarea noastră a lumii în care trăim, a, a problemelor politice și așa mai departe. Cuvântul Domnului are o origine sigură. Oamenii au, vorbi, au vorbit de la. Dumnezeu. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și cuvântul acesta, mânați, înseamnă călăuziți, duși, cărați de Duhul Sfânt. De aceea eu pot să mă încred în Scriptură. Pentru că aici nu sunt cuvintele lui Petru, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu transmise prin Duhul Sfânt lui Petru. Și mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Isus care spune că cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dacă aceste cuvinte sunt mai tari, mai sigure, mai trainice decât orice altceva, fraților, nu vă mulțumiți cu mai puțin. Și am observat la mine tendința asta în ultimii ani să mă mulțumesc cu mai puțin. În loc să iau Cuvântul lui Dumnezeu și să citesc, în loc să iau, hai că ascult o predică. Prin care Cuvântul lui Dumnezeu este mestecat și interpretat. Mai bine, mai rău. Dar în loc să merg la Cuvânt, ascult o predică. Eu ar trebui să iau cuvântul, să-l citesc și dacă ascult o predică să văd predica aia, cuvântul ăla, corespunde cu ceea ce am citit. Închidem Biblia și deschidem YouTube-ul. Și putem asculta acolo... E un meniu mai bogat ca la restaurant. Tot ce dorește inima ta. Predică de încurajare, predică de mustrare, predică de. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească, în primul rând. Vă aduceți aminte de credincioșii din Berea, despre care se spune că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic? Că ce făceau ei? După ce ascultau, predica, după ce ascultau învățătura dată de Pavel și de ceilalți, mergeau și căutau să vadă, este întru totul în conformitate cu Scriptura? Păi dacă nu este întru totul, e o problemă acolo. Îmi place când zic să deschidem Bibliile și încep să aud dacă îmi vine în minte vreun pasaj din Scriptura, parcă mi-e mult mai ușor să-l caut așa. Intru uneori pe aplicația de pe telefon, pe Biblie și mult mai greu mă descurc cu ea. Pentru că Scriptura și în format scris o să vedeți că oferă oferă mult mai mult decât scriptura pe o aplicație. Când caut ceva, uneori îmi pică ochii pe altceva. Pe un lucru care mai este de. care mi-e de mai mult folos decât ceea ce căutam înainte. Și acesta este un mijloc prin care putem să creștem spiritual. Ok. <laughs> Văd că mă apropii de ora 8, nu mi-am dat seama cum trece timpul. De ce să studiem Scriptura? Pentru că, în comparație cu o experiență sigură, avem un cuvânt și mai sigur, care e o lumină sigură și care are o origine, un izvor sigur. Așadar, câtă încredere avem noi în Scriptura? Citirea Scripturii este primul lucru pe care trebuie să-l facă orice creștin, pentru că poate fi comparată cu hrana fizică. Prin Scriptură ne hrănim spiritual. Să nu ținem post de la Scriptura. V-aș mai pune unele întrebări la care să ne gândim. De ce citești Scriptura? Dacă o citești, de ce o citești? Oare, dacă te-ai gândit acum, cunoști versete care vorbesc despre importanța citirii și învățării Scripturii? Dacă vă vine vreun verset în minte, ziceți-l. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Credința vine în urma auzirii. Iosua 1 cu opt am auzit. Cartea aceasta legii, să nu se depărteze de curata ta cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Ce ziceați? Da. Exact. Așa se termină versetul 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să dea înțelepciune din neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Exact. Încoace și încolo. Care este atitudinea Domnului Isus Hristos față de Sfânta Scriptură? Amintiți-vă cu ispitirea. La fiecare ispită zicea, este scris. Când a venit tânărul bogat să-l întrebe, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Fă ce scrie, cunoști poruncile. A venit un învățător al legii și l-a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, același răspuns. Ce scrie în lege? vin farisei să-L ispitească pe Isus și să-I prezinte un caz cu un divorț acolo, oare este îngăduit? Și Domnul Isus le răspunde, oare n-ați citit? Oare n-ați citit? Ar fi grav să zicem, da, n-am citit. Însă, câtă vreme se mai zice astăzi, Putem începe chiar de astăzi să citim din Sfânta Scriptură. Scriptura este temelia părtășiei noastre, este temelia închinării noastre. Scriptura este temelia rugăciunilor noastre. Învață-ne să ne rugăm, să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. În Scriptură găsim cum să ne rugăm, ce să-i cerem lui Dumnezeu, cum să-i cerem lui Dumnezeu. În final, aș vrea să vă las cu un capitol din scriptură care vorbește foarte mult și care face referire la cuvântul Domnului. Este un psalm scurt, psalmul 119. Nu e toată Biblia, are doar 176 de versete. Dacă, până vinerea viitoare. Dacă citiți astăzi 8 versete, sunt 22 de calupuri de câte o versete. Citiți astăzi o versete și după care în fiecare zi câte 24 de versete. Sau ca să o facem mai simplu, citim acum să nu pierdem. Citim primele o versete, după care restul până săptămâna viitoare. Și vreau să vă uitați și să vă gândiți la psalmul 119, câte referiri face la Sfânta Scriptură. O să citim doar primele opt versete. Ferice de cei fără prihană în calea lor care umblă totdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire, ci umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale. Nu mă părăsi de tot. Mai citești și versetul nou ca să știți pe unde ați rămas. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? îndreptându-se după cuvântul tău. Și toată biserica să spună Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem prin rugăciune această seară. Să-i mulțumim Domnului pentru că, deși timp de mii de ani, cuvântul acesta a fost atacat, a fost interzis, s-a căutat să fie ars, distrus, nimicit, cuvântul lui Dumnezeu a rămas o temelie sigură. Să-i mulțumim pentru că, prin auzirea cuvântului, am ajuns la pocăință și să rugăm pe Dumnezeu să ne țină lipiți de cuvântul său, ca să putem să-l spunem și altora și el să aducă rod în viețile noastre și în viețile celor din jurul nostru. Printr-un frate și o soră.